dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou podcast Pleștul nostru. Numele meu este Alesia Marin și astăzi le-am alături de mine pe Lidia Florea, fondator și președinte Artown Festival, și Linca Ioanițescu, vicepreședinte Artown Festival. Astăzi vom discuta, bineînțeles, despre maniera în care orașul nostru, Ploiești, poate fi decorat și poate fi pictat astfel încât să fie un oraș colorat, să nu mai fie acel oraș gri pe care cu toții îl știm. Bine ați venit alături de mine în emisiune, dragile mele! Bine te-am găsit și super mulțumim de invitație! Mă bucur foarte mult că v-am alături și aș vrea să începem cu o întrebare la care sunt sigură că foarte mulți din cei care ne urmăresc s-au întrebat. Ce înseamnă arta pentru voi, voi fiind chiar fondatoarele, președintele și vicepreședintele Artown Festival? Arta este în esență tot. Și pentru o viață fericită, cred că ar trebui să ne uităm la tot din jurul nostru cu acest ochi interior, să zicem, cu care ne uităm în momentul în care ne uităm la o lucrare de artă. Și mai degrabă poți să ne întrebi ce înseamnă arta în spațiu public, pentru că asta este, din punctul nostru de vedere, cea mai puternică manifestare, cea care are cel mai mare public, și arta în spațiu public este de fapt regenerare în cel mai pur sens al cuvântului. Iar ca să adaug pe ce a construit Livia, pentru mine arta înseamnă exact ce spune și Broșa, aceasta foarte multă emoție. Ce ar însemna o lume fără artă? Uite, o lume chiar în spațiul public. Cum ar fi să nu fie deloc artă în spațiul public? Nu e foarte greu de imaginat, pentru că nu există atât de multă. În esență este lumea în care foarte mulți oameni din România și de fapt de peste tot trăiesc. O lume în care nu ai o conexiune cu spațiul în care trăiești, în care prăpastia dintre loc și locuitor se adâncește. O lume care nu te mai entuziasmează, care nu-ți mai oferă surprize și care te îndeamnă chiar să te scufunzi în telefon, în gânduri, în supărări și în asfalt. Oh, am înțeles, wow, ce definiție. Într-adevăr, o lume tristă, aș putea spune. Uite, pentru că vorbim despre spațiul public și despre maniera în care ne putem implica astfel încât să creăm un spațiu public cât mai ok pentru întreaga comunitate. Podcastul de astăzi este realizat în parteneriat cu cei de la AFI Ploiești și aveți din partea lor câte un AFI gift card. Ce drăguț! Să mergeți la shopping. Oh, mulțumim! Chiar avem nevoie după. Da, acoarele în regulă. Și acum haideți să vorbim puțin despre Artown Festival. Ce înseamnă Artown Festival? Care este conceptul din spatele acestui festival pe care îl știm cu toții? Este chiar la a treia ediție anul acesta. Și mulți dintre tinerii din Ploiești, din întreaga Prahova și chiar din întreaga țară au auzit despre acest proiect. Ce înseamnă el, de fapt? Uite, hai. Artown Festival este mai mult decât un festival. Este un organism care construiește punți și unește comunități și arată puterea incredibilă a expresiei artistice colaborative. Noi încercăm să curatoriem acest festival care este diferit, special, se construiește în jurul conceptului de artivism, adică artă și activism, pe lângă partea de frumusețe și de decorare, să existe și sens și îndemn în spatele tuturor lucrărilor către oamenii, către vizitatori, către oamenii care se uită la ele, să facă ceva, să aibă o acțiune, să fie proactivi în orașul lor și în lumea asta mare. Și este... cum facem chestia asta? În fiecare ediție avem câte o temă, cât un concept. În fiecare ediție vrem să aducem cât mai mare diversitate artistică, lucrăm cu artiști noi la fiecare ediție. Ok, există mici excepții în care artiștii se pot veni de mai multe ori, dar poate pe direcții diferite ale festivalului, și atunci creăm această gamă largă de expresie artistică pe care o aducem în oraș.
Și tema de anul acesta, care este? Suprarealismul a fost tema principală, pentru că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la apariția suprarealismului. Și atunci ni s-a părut foarte potrivit, deși atunci când am ales-o, nu am știut neapărat lucrul acesta foarte sigur și am aflat că o sincronicitate deosebită s-a întâmplat. Definește-ne puțin ce înseamnă suprarealismul și cum anume ați putut să îmbinați voi arta în acest concept. Cum au fost exact picturile, cum a fost arta pe care voi ați realizat-o și pictorii, bineînțeles? Păi, suprarealismul este fix acest moment între realitate și vis. Este ceva mai mult decât ce se întâmplă. Cum ați încercat să îmbinați acest aspect în artă? Lăsând artiștii să se exprime în mod liber, definind și văzând estetica lor obișnuită, pentru că mulți artiști chiar au o estetică suprarealistă pe care cu care lucrează, și atunci și selecția noastră a fost ghidată de această tematică. Dacă ne puteți da exemplu așa de câteva, nu știu, să descrieți puțin câteva picturi, câțiva pereți pictați în această temă, cum anume s-au înfățișat ei în forma finală? Este poate un pic complicat fără suportul vizual, fără adresele exacte și vorbim mai mult din, ne imaginăm cu toții despre ce încercăm să discutăm, dar de exemplu avem această lucrare a unui artist din Marea Britanie care arată fix acest punct liminal de vis, în care avem un personaj, chiar artistul, care plutește, pentru că cu toții avem aceste vise în care pur și simplu cădem, și el a încercat să aducă fix acel moment, plutește din pat, cu plapăma peste el, și el pur și simplu plutește. Și aceasta este o lucrare, una dintre lucrările din această ediție. După, pe Baia Romană, de exemplu, avem o altă scenă, deci pe strada Romană 71, pe două dintre fațadele acestei foste băi romane avem o scenă din casa unui personaj magic, pe care se întâmplă tot felul de lucruri. Lucrurile, anumite elemente care în mod normal ar fi foarte mari sunt foarte mici, alte elemente care în mod normal ar fi foarte mici sunt foarte mari și se răstoarnă realitatea. Și pentru a explica mai clar suprarealismul, ne gândim la Dalí. Dalí este unul din numele de artiști pe care îi cunoaște toată lumea, care se încadrează în acest curent artistic suprarealismul. Și de fapt ce am încercat noi, și tema mare a fost suprarealismul, dar noi am înglobat și tema de joc, let's play, tema Ploieștiului anul acesta, tema capitala exact, 2024. Exact. Și am încercat să încurajăm pe toată lumea să se joace și să găsească, să exploreze aceste realități suprareale în care ne dorim să trăim, aceste viitoruri mai bune pentru toți, pentru că de fapt totul a venit de la, noi ne-am gândit, este suprareal ce se întâmplă în lumea asta, nu este ok, asta nu este o realitate în care noi am vrea să trăim, cu toate războaiele care apar în toate colțurile lumii, cu toate problemele legate de, nu știu, dispariția conceptului de adevăr. Asta a fost tema de anul trecut, că deja observam și cu toții observăm că adevărul, acest pilon fundamental în funcționarea democrațiilor și a lumii, începe să se dilueze. Aflăm, adică noi ne luăm informația la a șaptea mână, nu ne mai ducem la esența informației, nu știu, în universități sau în tratate. Îl ascultăm pe influencerul care a auzit și ne dă o informație super diluată la a șaptea mână și nu mai e despre, lumea nu mai este despre adevăr, ci despre cine țipă mai tare și un anume ceva, o anume opinie. Mulți oameni, doar pentru că înțeleg ceva, îl decodează automat ca adevărat, și noi am încercat să atragem, să punem un pic lumina pe lucrul ăsta. Și la fel și cu partea asta de suprarealism, cum spunea și Linca, că noi inițial pur și simplu am vrut
tema era let's bring surrealism back to the city, să faci din nou orașul să fie așa ca un vis și să vorbim un pic despre suprarealitatea ciudată în care trăim în momentul ăsta și să ne gândim what if ne shiftuim de la imposibil la posibil și creăm această realitate posibilă, suprareală, în care totuși ne dorim să trăim. Și practic voi prin arte încercați să încurajați comunitatea și toate persoanele care văd într-adevăr acea imagine să își imagineze cum ar fi într-adevăr o lume reală, o lume în care putem cu toții să ne exprimăm liber, o lume cumva perfectă poate sau o ideologie a lumii așa cum o vedeți voi, o ideologie a unei lumi poate un pic mai bune decât este cea din momentul acesta, într-adevăr. Întorcându-ne înapoi la valorile noastre, întorcându-ne înapoi în natură, unde totul e mult mai pur. Întorcându-ne în esență, practic. În esență, exact. Wow. Într-adevăr, este un aspect care nu este de fiecare dată discutat în comunitate și mi se pare foarte interesant faptul că încercați cumva să influențați prin intermediul artei și să îi ajutați pe oameni să se întoarcă într-adevăr la acea esență și la valorile pe care le aveam cândva și uite că din cauza societății poate unele dintre ele au fost într-adevăr puțin uitate. Mai să vorbim puțin despre evoluția festivalului. Este la 3-a ediție anul acesta, însă bineînțeles a avut un impact foarte puternic încă de la prima ediție, de acum 3 ani. Cum s-a creat practic în primul an acest festival, conceptul de Art Town Festival și cum a evoluat el de acum 3 ani de la prima ediție până anul acesta? Încă din prima ediție, baza și principala direcție a fost parte de murale, cu care am și început și alături de murale am construit, pentru că ne-am gândit că ok, muralele se întâmplă într-un timp mai îndelungat pe toată perioada festivalului, care atunci dura 10 zile. Dar cum activăm și comunitatea în această perioadă de 10 zile în care am vrea să aducem oamenii împreună, să-i facem să viziteze orașul, să se plimbe, să lase mașinile acasă, să se conecteze cu orașul, să se conecteze cu ei și să se conecteze între ei. Și atunci am gândit și partea aceasta de evenimente și am avut o serie de evenimente cum ar fi seri de poezie, nu, de fapt poezie pe schelă, magie, dans contemporan pe stradă, care s-au întâmplat punctual pe parcursul celor 10 zile prin tot orașul. Apoi, în cea de-a doua ediție, am adăugat și direcția de intervenții de mai mici dimensiuni, intervenții stradale de mai mici dimensiuni, care sunt aceste mici piese de artă, bazoreliefuri, peistapuri, colaje, tot felul de surprize pe care artiștii le aduc în oraș, care creează o conexiune mai intimă cu orașul, care te fac să scoți ochii din telefon și să te întrebi wow, uite ce a apărut aici, ce înseamnă, ce reprezintă și să te facă să spui niște întrebări, să te facă să fii mai prezent. Pe lângă evenimentele și muralele pe care le-am adus în oraș, în al doilea an am avut și componenta de urbanism tactic, unde am remodelat un parc din centrul orașului, din spatele Cinemascopului și am adus mobilier urban nou, intervenții urbane, cum ar fi blocuri de păsărele, realizate de un artist din Finlanda, după ce s-a inspirat din arhitectura locală și vegetație. Sculpturi. Două sculpturi contemporane, printre care îl menționăm și îl amintim pe domnul Goie, în Gara de Sud. Sculptură montată cu titlu permanent pe peronul Gării de Sud. Cred că toți pleștenii care au trecut cel puțin o dată prin acea gară știu despre ce, exact. Despre ce imagine este vorba. El ne amintește că am ajuns în Ploiești, personaj reprezentativ al lui Caragiale și ne trimite și ne dă acest mesaj de empatie. Simbol de... pentru momentul, exact. În care, uite, chiar ai ajuns în Ploiești. Welcome! Exact, exact. Și la treia ediție am adus și elementul de pavilion arhitectural în această fabrică Uzuc, unde ne-am desfășurat toate evenimentele din acest an, spațiu pe care l-am recontextualizat în Urban Zone of Unconventional Culture, Uzuc, și am instalat și acest pavilion creat și conceput de un arhitect din Italia, din Roma, care a fost executat și realizat atât conceptual cât și implementare într-un foarte scurt timp.
Uite, ne-ai adus în discuție acel parc pe care voi l-ați reamenajat acum un an, anul trecut, în a doua ediție a festivalului, și voiam să vă întreb, cum ați reușit să faceți acest aspect? Pentru că sunt foarte multe instituții care poate își doresc, dar nu reușesc neapărat să poată să și concretizeze această acțiune de a reamenaja anumite locuri, aspecte din orașul Ploiești. Și uite, voi chiar sunteți un exemplu în acest sens și prin acest podcast mă gândesc că putem să le insuflăm și celorlalți această dorință de a contribui la binele întregii societăți. Trebuie să-ți dorești foarte mult și parcul acela a avut un buget considerabil și am reușit să-l facem alături de partenerul pe care îl putem regăsi și în parc acolo cu un mozaic montat. Un partener care este interesat de zona asta de creare de refugii urbane în oraș pentru populație. Și, în esență, a fost simplu pentru că fondurile au venit din partea organizației. Este trist că comunitatea nu a avut cu adevărat grijă de acel parc. Noi am plantat foarte multe noi plante în el care deja sunt dead, pentru că nu au fost udate. Păcate, da. Da. Și ce putem să spunem este că ok, noi am reușit să facem asta cu foarte mult drive, cu foarte multă dorință a noastră de a crea acest spațiu, de a crea un nou loc de întâlnire la standardele pe care ni le doream. Noi am numit asta facem. Încercăm să creăm noi spații la fiecare ediție. Acela a fost Creative Hub Art Town Festival și pe lângă asta am pictat toți pereții din jurul părculețului. Anul ăsta am creat acest nou spațiu alternativ la Uzuc și ideea este, și ce e foarte important, este ca întreaga comunitate să își asume aceste spații și să aibă grijă de ele. Și de fapt ăsta este următorul pas. Asta e ceva ce am putea să dăm mai departe către oamenii care ne ascultă. În momentul în care dorim să facem o astfel de acțiune, trebuie să avem super mare grijă cum aducem oamenii să se creeze acest organism care după ce s-a realizat ceva să fie grijă. Toată lumea să își pună sufletul acolo, să aibă grijă de acest nou spațiu. Ceva ce nu, uite, noi într-adevăr facem, venim cu un plus valoare pentru comunitate, însă ulterior trebuie să avem cu toții grijă de acel aspect, pentru că altfel nu se poate conserva și nu poate rămâne pe un termen destul de îndelungat. Aș vrea să discutăm și despre concertul lui Chilafonic care a avut loc, a bubuit între ghilimele în Ploiești, că toți tinerii, toate cunoștințele mele de vârsta mea cel puțin au fost atât de interesate, știu că în această seară în care a avut loc toți prietenii mei erau la acel concert. Cum v-a venit ideea? De ce Chilafonic? Cum a decurs concret acel concert din seara respectivă? Chilafonic a fost invitat special în seara deschiderii. Noi am avut acest eveniment de deschidere unde au cântat Jorjac și Bianca Oance a pus muzică alternativă apoi. Iar Chilafonic este din Ploiești. Ne-am gândit că ar fi super cool să vină și să ne fie alături la deschiderea acestui festival de artă stradală, mai ales că el acum se îndreaptă și se orientează puțin și în direcția de vizuală, de graffiti și tagging. Și da. Totul a pornit de la faptul că directoarea creativă a festivalului, colega noastră Sânziana Cadar, se cunoștea din copilărie cu el și așa aici a fost link-ul. Și ce a fost foarte, foarte drăguț a fost că el a ajuns la noi, a spus că s-a simțit la noi mai bine ca la multe evenimente de anvergură foarte mare la care a fost invitat. I-a plăcut la nebunie, a venit cu cadouri pentru comunitate și ne-a spus că abia așteaptă să se întoarcă și îl așteptăm din nou la Uzuc pentru că vrea să-și continue lucrarea pe care a început-o acolo. Ce lucrare a început? Cum arată? Momentan a fost un timp foarte scurt pe care l-a avut pentru realizarea intervențiilor și în zona asta de
graffiti, tagging, deci vă așteptăm în Uzuc pentru a putea vedea toate formele de fapt de artă stradală și pentru a înțelege mai clar de ce fenomenul ăsta este important în toate formele lui, adică de la acele pur și simplu scrieri, acele litere pe pereți, tagurile artiștilor, și noi putem să dezvoltăm și să ne gândim un pic împreună cu comunitatea la cum arta stradală și scrisul pe pereți este de fapt cea mai veche formă de expresie artistică. Picturile rupestre sunt exemplul de bază de la care pornim, și cum ea este un instinct uman de a scrie pe pereți, care ulterior a fost condamnat. Acum suntem în acest punct în care comunitatea, municipalitățile și toată lumea acceptă fenomenul de a face ceva pe pereții orașului și și-l doresc. Și deja arta stradală, care înainte era banată, considerată vandalism, este considerată din ce în ce mai prețioasă, este adusă în muzee, artiștii care pictează în stradă, o mare parte dintre ei sunt și artiști de atelier, au lucrările lor pe pânze, sunt invitați și super doriți în galerii și în muzee, și inclusiv artiștii care erau artiști stradali doar în partea asta de a-și pune tagurile, aceste litere prin oraș, noaptea cu cagule pe față, inclusiv ei încep să se orienteze către partea asta de pânză, își doresc și ei oportunități în galerii și muzee, și întrebarea care urmează și trebuie să vedem în următorii ani cum evoluează, ce se întâmplă, ce se va întâmpla cu arta stradală? Dacă ea penetrează partea asta de artă în instituții. Se mai numește artă stradală? Da. Sau va fi pur și simplu categorizată ca o formă de artă până la urmă și va fi promovată, în rândul ca o formă de artă convențională pe care să o acceptăm cu toții în comunitate. Și bineînțeles care să fie poate, poate și în școli promovată, mă gândesc. Cum ar fi? Ce părere aveți? Este o idee extraordinară, noi am invitat foarte mulți elevi, tineri, studenți să se exprime pe pereții orașului, și anul trecut am avut această componentă de perete al comunității, în care am avut un artist din Olanda care a stat cu comunitatea, da, și toată lumea a exersat, a creat el un concept mare unde toată lumea a putut să-și facă bucățica într-o formă integrată. Anul acesta, la fel, Uzuc a fost spațiul perfect în care toată lumea a putut să exploreze. Deci, asta voiam să vă întreb. Cum se pot implica tinerii? Uite, o să dau un exemplu. Eu sunt o tânără de 17 ani. Mă pasionează partea aceasta de artă. Îmi place să pictez. Cum pot concret să mă implic în cadrul acestui festival? Cum aș putea să pictez și eu, nu știu, un perete? Știu că și cei de la Braveboats au făcut de curând un eveniment în parteneriat cu voi și am văzut pe Instagram-ul lor o mulțime de picturi cu roboțelul acela lor și așa mai departe, prin intermediul cărora ei au putut să aducă un plus de valoare comunității. Însă un tânăr care nu face neapărat parte dintr-o echipă de robotică sau cum poate el concret să se implice? Păi noi suntem oricum la un telefon distanță, adică cel mai ușor este și să ne sune sau să ne scrie la numerele de contact de pe website, dar în perioada festivalului, mai aproape de eveniment, deschidem aceste formulare în care invităm elevi, tineri, oricine este pasionat sau își dorește să facă parte din echipă, să aplice, să ne fie alături echipei de organizatori și să se bucure de tot ceea ce noi propunem pe perioada festivalului, și înainte și după. Cât de tare. Deci, practic, le lăsați și le oferiți oportunitatea tuturor tinerilor artiști, care poate cândva vor ajunge artiști mari. Pe partea de voluntari, pe partea de artiști, chiar anul acesta am avut o nouă direcție pentru murale, Next Gen Murals, unde am invitat artiști tineri să se alăture festivalului ca artiști și ei au avut propriul perete pe care l-au pictat. Printre cei pe care i-am selectat, artiști din Franța, Republica Moldova și România, da, am avut chiar și trei voluntare, foste voluntare, care ne-au fost, care au fost acceptate la această categorie. Și de fapt asta este super interesant, că toți tinerii
au oportunitatea de a se alătura ca voluntari și tinerii care sunt pasionați de artă au oportunitatea de a interacționa cu artiști din toată lumea, să înțeleagă tehnicalitățile din spatele fenomenului, modul în care ei pot să-și aducă la viață ideile pe care le au într-un concept și ulterior într-o pictură murală. Și una dintre voluntarele noastre, Poppy, a descoperit că își dorește să meargă pe drumul ăsta în prima ediție Art Town, în care a fost voluntar, și apoi a început să se pregătească și acum este studentă la Graphic Design în Milano, de unde a și aplicat la categoria de Next Gen Murals și a fost selectată și a venit de acolo în Ploiești să-și realizeze lucrarea și apoi a plecat înapoi la facultate. Deci putem spune că avem și un artist din Italia pentru Next Gen Murals. Da. Și mă bucur, uite cum se pot influența practic și cariere și își pot tinerii găsi practic drumul pe care ei vor să o apuce în viitor, tocmai prin acest festival. Se pot influența o grămadă de lucruri. Eu mi-aduc aminte, eram clasa a 8-a și prin intermediul domnului profesor Hanganu, care mereu oferea tot felul de oportunități pentru noi și așa a avut mare încredere în mine, chiar dacă eram clasa 8, am fost voluntară la Festivalul de Internațional de Film, care s-a întâmplat o singură ediție în Ploiești, și eu a trebuit să am grijă de un artist din un regizor din Cehia și să fiu acolo pentru el. Am mers în tot felul, i-am plimbat peste tot, nu eu personal, desigur, festivalul, și a fost foarte interesant să interacționez cu acest regizor, lucru care după m-a făcut, când am avut ocazia să plec cu Erasmus, am plecat în Praga, pentru că prin el am descoperit și am fost interesată de această țară și mă gândesc mai presus, adică mai departe de ce ai spus tu, faptul că acești tineri interacționează cu oameni din toată lumea, până acum am avut artiști din 5 continente, care vorbesc frumos și sunt fascinați de orașul nostru, sunt fascinați de ospitalitatea și bunătatea cu care sunt primiți aici și că nu li se întâmplă asta la alte festivaluri din lume la care participă, să aibă oameni care vin și le aduc clătite, o cola, le dau 10 lei, pur și simplu oamenii pur și simplu vor să facă, să participe și să mulțumească într-un fel artiștilor care vin și înfrumusețează orașul ăsta. Și cât de important este pentru tineri să vadă, să interacționeze cu oameni din toată lumea și să vadă din nou prin ochii altor oameni orașul în care trăiesc. E un lucru care poate schimba foarte, foarte multe lucruri. Într-adevăr, uite, o simplă interacțiune, cum m-ai dat tu exemplu de momentul acela în care domnul Hanganu, l-am și eu profesor, încă din clasa 5-a, ți-a recomandat să mergi la acel festival de film. Mă gândesc, uite, dacă el nu ți-ar fi recomandat acel festival, poate parcursul tău ar fi arătat cu totul diferit, mă gândesc. Și n-ar mai fi fost așa cum este acum, poate acta un festival nici nu mai era în situația în care este acum, uite, să putem să discutăm la podcast despre el. Da. Deci uite cum o simplă interacțiune, fie ea cu un profesor, fie ea cu un artist, așa cum ne vorbești și tu, poate influența un destin întreg, o carieră. Și vreau să vă întreb acum ce înseamnă pentru voi personal acest festival. Cum sunteți voi atât la nivel de organizator, cât și la nivel de artiști? Pentru că uite, se vede arta și din vestimentația voastră, îmi place foarte mult modul în care v-ați îmbrăcat. Cum sunteți voi în cadrul acestui festival? În cadrul festivalului? Ce înseamnă pentru voi, personal, tot parcursul acesta al festivalului? Din perspectiva organizatorică, pentru mine este mereu o provocare. O provocare foarte plăcută, o provocare foarte intensă, pe care aș alege-o oricând, pentru că această streciuire a minții, a corpului, această conexiune pe care o avem noi ca echipă, noi cu artiștii, toată lumea, există o sinergie și o simbioză extraordinară în tot ceea ce înseamnă procesul organizatoric, e ceva ceea ce eu caut. Tot pe partea aceasta, îmi place foarte mult rezultatul care se întâmplă în urma festivalului, cum acest festival unește comunități, formează și unește și menține comunități. Noi de la mic la mai mare, creștem cu oamenii care ne sunt în jur, atât
artiști, voluntari, echipă, cât și comunitatea. Și atunci se formează această bulă Art Town atemporală, în care noi cu toții existăm, creștem și vrem să evoluăm. Iar pe partea artistică, eu personal, mai ales anul acesta, mi-am regăsit și m-am apropiat din nou de pasiunea din copilărie, și anume dansul. Și am avut și un moment artistic alături de o fostă colegă din Steps Crew, trupa în care am dansat. Și a fost un moment magic și pe partea aceasta. Este o experiență în sine, este o lume, este efectiv magic ce se întâmplă în Art Town. Și te ajută practic să te reconectezi cu tine, în primul rând. Da. Cel interior, cu persoana care ești într-adevăr. Să ajungi înapoi la esență, după cum spuneam. Da. Într-adevăr. Pentru tine, Livia? Pentru mine, Art Town Festival este cumulul tuturor viselor și aspirațiilor și dorințelor. Prima oară m-am lovit de street art în Praga. Era acest perete intitulat John Lennon Wall, care după pur și simplu m-a impresionat, mi-a plăcut foarte mult. Și abia în 2019, când terminam facultatea, după ce am terminat licența, am făcut primul proiect pilot al Asociației Book Artist, care este în spatele Art Town Festival. Și mi-am dat seama de puterea asta incredibilă de regenerare pe care o are arta adusă în spațiu public. Și mi-am dat seama, eu la bază sunt inginer electric și am terminat inginerie electrică și computer science. Dar dintotdeauna am avut acest mod special de a mă îmbrăca, să spunem, și o pasiune pentru artă. Și după ce am făcut acest proiect, mi-am dat seama că este ceva ce îmi doresc să fac, pentru că are un impact foarte mare. Și am fondat asociația și îmi doream din suflet ceva de anvergura asta, care să devină un exemplu de bune practici despre cum trebuie și ce responsabilitate mare ai când faci artă în spațiu public și calitatea lucrărilor pe care trebuie să o aduci în momentul în care faci asta și ce important este ca organizator să ai studii în asta. Și eu am început deja, am deja două disertații în artă stradală, sunt cercetător, printre singurii cercetători de artivism în spațiu public din România, și Art Town este acest... acest copil adult deja superb, care reușește să... Este foarte special, pentru că în Art Town am descoperit rețeta magică pentru a face lucruri magice. Și în această ediție 3 mai este și număr așa special magic. Și cu noroc, chiar dacă în zona de antreprenoriat în general anul 3 este anul în care mor cele mai multe startup-uri, este cel mai complicat și nouă ne-a fost să organizăm ediția 3, a fost cel mai greu de până acum, dar uite că s-a întâmplat și am reușit și mulțumim pentru asta tuturor partenerilor care au fost alături de noi. Și am descoperit că dacă ai iubire pentru proiect, iubire pentru impactul pe care proiectul îl are, și când mă refer la iubire pentru proiect, asta, iubire și pentru proiect și impact sunt una, iubire pentru ce faci tu personal în proiect și iubire pentru oamenii din echipă, asta este rețeta perfectă pentru un proiect minunat care schimbă vieți și creează magie, pentru că nu puteți să vă dați seama în ediția asta câte, exact ce spunea Ilinca mai devreme, sincronicități, câte momente magice în care nu-ți venea să crezi că asta se întâmplă, au avut loc. De la o artistă din Canada care a făcut acest workshop extraordinar în care a
vorbit despre măști, a construit măști cu comunitatea, care și ulterior a fotografiat comunitatea și modul ei de a face murale nu este de a picta, ci de a împărți fotografiile foarte, foarte spectaculoase pe care le face comunitatea purtând aceste măști după ce trec prin acest proces de vindecare, construit măștile și discută despre cum oamenii își construiesc măști, ce înseamnă măștile pe care fiecare om și le-a construit și cum e procesul de a construi această mască sub care va exista persoana în fotografie. Ok, și ea după lipește aceste, în partea are o tehnică specială în care lipește ca un poster gigant pe clădiri din mai multe bucățele și avea o serie de pereți din partea noastră și la un moment dat s-a hotărât să schimbe o fotografie de pe un perete pe alt perete. Cei de la print printaseră deja partenerii noștri absolut minunați care ne-au salvat în această ediție și în celelalte. Au schimbat, printaseră deja imaginea respectivă. Artista a zis, of, Doamne, uite că a venit lucrarea asta așa, voiam pe celălalt perete și apoi să afle că fix persoana din fotografia respectivă locuia în acel bloc și nimeni nu știa acest lucru. Și nici persoana nu știa că se va lipi poza respectivă, nici artiștii, nici noi, nici destinul. Da. Pe alt perete este unul dintre voluntarii noștri și acolo era un tag, un exact ce vorbeam mai devreme, cu fix numele lui pe peretele respectiv unde venea imaginea cu el purtând mască. Adică și astea sunt doar exemplele cu această artistă din Canada. Și așa s-a întâmplat tot festivalul și această, pentru mine Art on Festival înseamnă iubire pentru artă, iubire pentru oraș, iubire pentru comunitatea locală și comunitatea de artiști și o simbioză extraordinară între toate părțile implicate. Știi cum, într-adevăr, este vorba despre magie, pot spune. Da. Și unirea destinelor. Fiecare persoană, uite, și-a adus o contribuție reală și uite cum la final a ieșit Art on Festival, care este, într-adevăr, o inspirație pentru întreaga comunitate. Și tot ce rămâne în urmă, efectiv, în oraș, toată comunitatea și toată energia care se întâmplă pe parcursul festivalului e unic. Chiar mi-am dat seama eu pe LinkedIn, la poziția mea în Art on Festival, în loc de CEO, am Chief Executive Magician. Deci, da, ceva cu magia se întâmplă pe aici. Cu siguranță. Deci, aș vrea acum să trecem la o serie de 10 întrebări cu răspuns scurt. Un cuvânt la fiecare întrebare și aș vrea să răspundeți fiecare dintre voi. Ce este arta pentru voi? Emoție. Și pentru tine, Livia? Foc. Foc. Ok. Care este forma de artă preferată? Stradală în momentul ăsta. Da. Definitely. Artă stradală. Cine este artistul preferat? Unul dintre artiștii mei preferați este Alex Paciu. Nu. Era artistul meu preferat. Se vede că sunteți prietene de atâta timp. Și sincronicitatea dintre noi este magică. Se vede, mai ales în modul în care vă completați cumva una pe cealaltă. Care este un stil de artă popular în acest moment? Tot arta stradală, aș spune, că o să crească în popularitate. Adică e cumva și mai acceptată, și mai vizibilă, și pe partea de intervenții, să zicem. Vorbim de stil sau vorbim de mediu? Că stilurile sunt... Haide de stil să vorbim. Este... În momentul de față, totul este popular. Și cred că ce crește în popularitate acum este schimbarea mediului, adică ești artist pe pânză și în orice stil pictezi tu și te muți. Și eu aș spune ceramică. Mi se pare că ceramica crește și artiștii își mută stilul, că nu pot să zic ce stil este popular, că e ciudat. Dar mai degrabă, cum aleg artiștii să-și? Și mulți artiști se duc către ceramică și creează lucrări pe
suport ceramic. Ok, în regulă. O emoție comună în artă pe care o resimt cumva artiștii, toți artiștii? Oh, am una pe pozitiv și una pe negativ. Aș spune... Pune-le pe amândouă. Durere și speranță. Okay. Durere și vindecare, aș spune. Ok, ce reprezintă arta pentru tine? Această eliberare, această... Pot să respir, nu știu cum să o exprim mai bine decât exprimare. Și pentru tine, Libia? Înălțare. Înălțare, wow, ce bun puternic. Unde găsiți inspirație, fiecare dintre voi? De unde vă inspirați? De la oameni mult. Din cărți. Și din natură. Ok. Cu siguranță. Eu mă inspir foarte mult văzând. Și mereu când mă duc la o, nu știu, expoziție, călătoresc undeva, sunt într-o conversație cu cineva, pe mine mă inspiră foarte multe lucruri și am nevoie de fapt de foarte multă inspirație pentru a putea, pentru că eu, pe lângă partea asta de manager cultural, eu sunt și curator și am nevoie de și să-mi încarc ADN-ul cu multe lucruri din care după să... dar clar, din citit, din mers la expoziții, deci artă, clar, arta mă inspiră foarte mult. Care și oamenii. Care este instrumentul vostru preferat, intermediul căruia puteți să vă exercitați practic arta? Nu știu, pensule, acoarele, spray? La mine muzică, 100%. Și pentru tine? Eu scriu. Ok, deci literatura, mă gândesc. Scrisul. Da, da, da. Ce scrii, poezie? Nu, partea asta de texte curatoriale, gândurile mele, nu e ceva ce eu nu, și la mine prin modă. Eu, asta e, de fapt, da, așa mă exprim eu. De-aia mulți oameni mă consideră artist și eu am un respect atât de mare față de artiști, încât eu... Nu am putut niciodată, chiar dacă de când eram foarte tânără, oamenii, toată lumea considera că eu sunt studentă la arte sau că sunt artist, încă nu am putut să-mi asum acest nume sau să arăt vreodată, să mă duc în extern și să zic, ia uite, eu am scris asta. În afară, desigur, când curatoriez o expoziție și da, textul curatorial este scris de mine, cum textul curatorial al ediției Art Town e... singurul mod în care eu mă exprim artistic, să zicem, în Art Town. Dar chiar aveam aceste discuții care cred că o să-mi schimbe așa parcursul vieții cu niște artiști din ediția aceasta, cu două artiste din Argentina și cu artistul din Brazilia, în care vorbeam fix de asta și îi spuneau că sunt artist și eram, nu sunt artist. Și erau, păi, uite-te la tine, cum arăți. Și am zis, păi, doar pentru că mă îmbrac, mă considerați într-un anume fel, mă considerați artist. Și după au zis, da, uite-te la festivalul ăsta, asta este o operă de artă. Și din nou am zis, păi da, dar nu e ca și cum eu am făcut asta. Este o întreagă echipă care a făcut asta, e o operă de artă colaborativă. Și asta m-a ajutat să văd că Art Town este o operă de artă, m-a ajutat să trec și peste. Eu sunt o perfecționistă, multe lucruri nu s-au întâmplat cum... îmi doream, cum, nu știu, mă așteptam și mi-am dat seama că cuvântul perfecțiune nu are ce să caute în artă. Nici o lucrare de artă nu este vreodată complet finalizată și nici o lucrare de artă nu este perfectă. Și cu aceste noi lentile pe care le-am primit din America de Sud, cred că viața mea o să se schimbe și poate în anii următori, când o să povestim, poate o să mă consider și eu artist. Uite și ultima întrebare. Ce reprezintă Art Town Festival pentru voi? Este zi tu.
sămânța creației. Cât de puternic. Ok. Și pentru tine, Ilinca? Iar pentru mine înseamnă ceva mai presus de cuvinte, de ceea ce suprarealism, nu știu, ceva pe acolo. În regulă. Uite, și acum aș vrea să le transmiteți un mesaj tuturor celor care au vizionat acest podcast, tinerilor artiști, artiștilor, într-adevăr, care au studii în domeniul acesta și tuturor celor care își doresc să contribuie în tot ceea ce înseamnă arta în comunitate. Ne uităm undeva? La cameră. Facem asta pentru voi și vă super așteptăm la evenimente. Vrem să activăm în continuare, să nu ne vedem tocmai anul viitor, în vară sau în toamnă. Sperăm să ne vedem și până atunci, să avem aceste evenimente cu voi, aceste tururi în care ne plimbăm împreună prin oraș și povestim despre toate aceste lucrări și vă invităm să participați la ele. Și așteptăm feedback-ul vostru, ce v-ați dori mai mult, ce nu facem, cum noi am simțit că noi nu am ajuns la voi și am vrea să știm cum să ajungem la voi. Și cum a spus și Ilinca mai devreme, suntem la un telefon distanță, suntem foarte, foarte activi pe rețelele noastre de socializare, puteți să ne scrieți e-mail-uri, orice platformă vă este confortabilă, noi suntem acolo și abia așteptăm să povestim. Și suntem foarte prietenoși. Ca să adaug la ce a spus Livia și la modul puțin mai general, întotdeauna să faceți ceea ce vă spune sufletul, să nu vă fie frică de nimic. Dacă sunteți și pentru oricine, de fapt, urmați-vă inima și vă așteptăm la Artown. Mulțumim frumos, Livia Florea și Linca Ianițescu. Artown Festival, festivalul care, prin intermediul căruia, Ploieștiul prinde viață și prinde culoare. Acesta a fost podcastul Ploieștiul nostru. Vă invităm și pe rețelele de socializare. Avem Instagram, Facebook și TikTok. Urmăriți-ne și acolo. Dați-ne un follow, like și așteptăm și comentariile voastre, într-adevăr, pentru feedback. Avem și site unde postăm zilnic articole, interviuri, reportaje cu și despre tinerii din orașul Ploiești. Vă invităm să ne urmăriți și acolo. Și până data viitoare, eu am fost Alesia Marin. La revedere!